Mama, s-a făcut deja dimineața și nu e bine, deoarece trebuie să merg din nou la școală, chiar n-am niciun chef, dar aia, ne trezim de dimineață, nu prea îmi iar de mine să mă trezesc de dimineață, că mă trezesc foarte greu, dor și mai puțin, dar aia, trebuie să mă duc acum repede la Dark Souls să-l iau, că trebuie să ajungem neapărat la școală și hai să mergem acum să văd ce face asta, sper să nu doarmă, să nu stea asta ca de fiecare dată. Mama, ce fain e videoclipul ăsta! Mama, bă, ce ai schimbat, bă, Dărâsele, lasă-mă televizorul ăsta, închide-l de tot, bă, Dărâsele, ce îmi bași tu aici, bă, lasă, închide-l, Dărâsele, închide-l. Așa, bă, Dărâsele, ce stai, mă, cu televizorul ăsta, bă, Dărâsele, trebuie să mergem la școală acum, ce făceai pe televizor, de ce ești pe televizor la ora asta? Asta, mă, dar câte ora? Cum adică câte ora, Dărâsele, uite-te aici, că ai ceasul lângă tine, cum adică, unde te duci, mă, uite ceasul aici, Dărâsele, trebuie să... Este ora 7:03, bă, mamă, 7:03 și ai rapis să ne schimbăm. Da, Dărâsele, hai, du-te, schimbă-te, mamă, bă, dar și mă, și enervează, bă, Dărâsele, Dărâsele, fii atent, bă, auzi, bă, unde ești, bă, stai puțin, bă, te schimba, gata, fii atent, așteaptă-mă aici, Dărâsele, pentru că eu acum mă duc să mănânc și eu ceva, că încă n-am mâncat și mă duc acum repede. Mamă, ce facem ăsta, bă, Dărâsele, s-a și speriat, bă, el nu știa că trebuie să mergem la școală, e greu, credea, bă, da, bă, întrebarea mea e când s-a trezit Dărâsele, că se trezește Dărâsele așa repede niciodată, nu cred că se trezește, dar hai să iau și eu de aici ceva din mâncare, din frigiderul ăsta să văd ce găsim și noi pe aici, că chiar mi-e foame, sincer, și trebuie să mănânc, că altfel nu pot să mă duc așa pe burta goală. Așa, ia să vedem ce avem noi pe aici, niște burger, bă, hai că iau burger, totuși că sunt cu Dărâsele în casă și nu-i plac burgeri și hai să mănânc și un burger, chiar aveam chef de un burger, chiar a fost foarte bun, mamă, trebuie să mă duc acum repede, repede după Dărâsele să merg acum repede la școală, că chiar nu știu ce să face. Ia, mă, ce facem ăsta? Bă, nu e mai aici, bă, Dărâsele, unde ai, bă, iar ești la calcula, bă, nu e la calcula, bă, unde a plecat? Bă, ăsta a plecat fără mine! Bă, deci ăsta cred că a plecat fără mine, ia stai să mă, da, bă, uite, nu, iar n-are motocicleta aici, a plecat cu motocicleta, bă, ce facem ăsta? I-am zis să mă aștepte, ai, mă duc eu pe jos, singur, aia, adică nu mă duc pe jos, mă duc cu mașina, dar mă duc singur, am zis eu să mă aștepte, da, bă, că nu mă așteaptă, lasă să vadă el ce o să-i fac eu acum, că deja mă enervează, bă, bune, eu îi zic să mă aștepte, să nu știu ce, și el pleacă așa, fă de nebun, nu înțeleg de unde pleacă, dar Dărâsele, nu știu ce face, dar eu mă duc repede, repede la școală, aia, nu mă interesează, dar Dărâsele, unde s-o fi dus el, dacă s-a dus la școală, dacă îmi face prank că stă pe acolo pe acasă, nu știu, aia, mă duc eu la școală și trebuie să iau și o notă, pentru că data trecută nu prea a ieșit bine, adică mi-a dat nota 6 la test când Dărâsele a schimbat foile și era foaia mea, deci na, nu, pentru asta trebuie să-i întorc lui Dărâsele. Gata, să parchez și mașina, să o las aici și am ajuns la școală, din păcate, aia, mergem la școală, nu mă interesează, aia, bă, dar stai puțin, că eu nu văd motocicleta lui Dărâsele aici, unde o fi parcat-o în partea cealaltă, pe aici, prin față, ia stai să mă uit, că ce caută, bă, de ce era placa, mă, stai, nu e nimeni, nu, bă, nu, eu nu înțeleg, bă, unde o fi ăsta, adică nu e motocicleta aici, bă, stai puțin, de ce nu e motocicleta lui Dărâsele aici, unde s-o fi dus? În fine, nu mă interesează, mă duc eu acum repede la școală, bună dimineața, bine ai venit la școală din nou, la revedere, da, uite, să salut și așa că e politicos, sincer, să salut, așa cum trebuie să merg la școală, sincer, nu știu, hai că mă duc înainte, nu mă duc în clasă, mă duc puțin până la baie, că am și eu nevoie până la baie, chiar n-am fost ziua asta de dimineață și hai să merg și eu până la baie. Să fac și eu aici nevoile, mamă, deci chiar n-am niciun chef de școală, dar aia, suportăm și noi, aia, să trag și eu apa acum, gata, hai să plec, gata, da, aici mă spăl și eu pe mâini frumos, trebuie să merg la oră, sincer, n-am niciun chef, dar hai să mergem acum să-l vedem și pe Dărâsele, chiar vreau să mă iau de el, că e nesimțit, bă, el pleacă fără mine așa, da, nu știu, hai, nu mă interesează, hai să intru acum. Bună dimineața, mă scuzați, unde e Dărâsele? Bună dimineața, unde este colegul tău, Dărâsele? Colegul meu, Dărâsele, nu știu sincer unde e, adică n-am nicio idee unde e colegul meu, Dărâsele. Bă, unde e, mă, Dărâsele? Bă, da, chiar n-am venit la școală, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Cum adică nu știi, ai spus că stai cu el în casă acum și minți? Nu vă mint, chiar nu știu unde e, adică stai să vă spun, stai că mă așez eu aici puțin în bancă. Bă, îmi face numai necaz, Dărâsele, la modul cel mai serios. Deci da, haide să vă spun acum, eu chiar nu știu unde e Dărâsele, la modul cel mai serios. Am fost astăzi de dimineață, v-am zis, da, stau cu el în casă. Iar de dimineață el era acasă, stătea la televizor, nu știu ce făcea și i-am zis, bă, Dărâsele, nu mai stai la televizor că deja e târziu și a văzut, s-a uitat la ceas, a zis, bă, nu știu, nu, s-a speriat, a zis, mamă, stai că e târziu. I-am zis, bă, Dărâsele, așteaptă-mă și pe mine că mă duc acum să mănânc, abia mă trezit și eu nu mâncasem absolut nimic. Și când să cobor înapoi, nu-l văd pe Dărâsele, nu mai era prin cameră pe la el. Și nici cu ce vine el de obicei acasă, la școală, pardon, cu motocicleta lui, nu era nici motocicleta lui. Și am zis, bă, ăsta cred că a plecat singur, m-am și supărat pe el, dar nu e la școală, cum adică nu lasă să stau absolut deloc, eu nu înțeleg unde. Bă, unde a plecat Dărâsele, la modul cel mai serios, ce s-a întâmplat cu Dărâsele? Dacă nu vine, o să primească absență, ok, nu cred, o să vină și el, bă, nu știu dacă o să vină, dar dacă nu vine, puneți absență și cam aia. Haideți cum mă pun eu în bancă acum și, bă, unde mă, stai la modul cel mai serios, tachiulește, bă, ăsta nu mă vine la școală, unde o fi plecat, bă, mie nu vine așa să crezi așa ceva, niciodată în viața mea, n-am mai văzut așa ceva, bă, bune, în clasa 1, Dărâsele, tachiulește. Am ceva pentru tine, poftim, ce aveți, ce rezultate, ce carte asta, rezultate, test inițial, Rafael, că nota 10, vă mulțumesc, dar stai puțin, Dărâsele, dă-mi deci nota 6, păi, dar stați puțin, nu a spus că am luat nota 6, eu și Dărâsele nota 10, mamă, bă, e bine că am luat 10, pentru că eu chiar trebuia să iau 10, pentru că Dărâsele schimbase testele între ele și chiar mă supăra la modul cel mai serios. Deci da, spuneți-mi că chiar nu știu, adică nu a spus că îmi dă 6, eu m-am și supărat, sincer, pe Dărâsele, m-am supărat.
supărat pe mine, m-am supărat, nu mai vreau să mai discut de asta, dar vă mulțumesc că mi-a schimbat nota, vă mulțumesc. Chiar atâta meritam. Uite, știu că Daruxel a inversat lucrările și și-a scris numele pe foaia ta, așa că a modificat și gata, cum ai nota 10, vă mulțumesc foarte mult. Chiar nu era drept, sincer, la modul cel mai serios. Oricum era un test inițial, doar să vă verific cunoștințele, adică nota nu se trece nicăieri, data viitoare aveți grijă ce mai faceți. Ah, ok, am crezut că se trece și da, eram eu supărat, dar vă mulțumesc oricum pentru că ați aflat. Eu știam că iau nota 10 și să supăra mami pe mine la modul cel mai serios, dacă îi ziceam că am luat 6. Am o mică surpriză pentru tine, pentru că am văzut că ești un elev inteligent și ai luat nota 10, o să-ți streg nota în catalog. Vă mulțumesc foarte mult, mamă, ce fericit, mamă, o să plec acasă să să vedeți ce o să fac mișto de Daruxel, că el a venit la oră și am luat nota 10. Dar ai grijă să nu te mai prind că l-a ajuns pe colegul tău, că altfel ei nota 2, frumos gest oricum, dar lasă-l să se descurce și el singur, ok, am înțeles, nu o să mai fac treaba asta, mamă, am luat 10, ce o să fac, eu mișto de Daruxel până ajung acasă, pentru că n-a venit la școală și am luat 10. Vă mulțumesc foarte mult, chiar vă mulțumesc la modul cel mai serios, vă mulțumesc foarte, foarte mult, chiar aveam nevoie de această notă, chiar aveam nevoie. Uite, pentru că ești doar tu venit, iar colegul tău Daruxel nu a sosit astăzi la școală, o să-ți dau drumul să pleci acasă acum, vă mulțumesc, mamă, ce tare, mă, ce veste bună, bine că n-a venit Daruxel, să nu mai vine, așa ca să plec eu acasă mai repede. Da, vă mulțumesc foarte mult, mamă, ce fericit sunt, chiar aveam nevoie, sincer, la modul cel mai serios, că am foarte multă treabă astăzi, dar ai grijă ce faci și dacă te întâlnești cu colegul tău să-i spui că sunt foarte supărată pe el și să vină urgent mâine, că dacă nu voi vorbi cu părinții săi și voi scade nota la purtare. Ok, am înțeles, mamă. Poți pleca, la revedere, ne vedem mâine, bine, vă mulțumesc foarte mult, ales că plec acum, la revedere, mamă, deci nu vine să cred, am plecat acasă, ce mai bine că Daruxel nu vine la școală, bă, să nu mai vine Daruxel așa mereu la școală, când n-am eu chef la modul cel mai serios, scap și de ore. Mamă, dar de ce mă duc eu acum acasă să vin, chiar sunt curios ce face Daruxel, de ce a chiulit el, bă, Daruxel chiulește de la ore, așa s-a învățat bine, păi lasă că vorbesc eu cu mama lui să vadă el ce se întâmplă, că maică sa, nu, eu nu înțeleg, deci cum, bă, eu nu înțeleg cum Daruxel chiulește de la ore, bă, Daruxel la vârsta asta, Daruxel nu știa, bă, chiar știu de ce e așa fraierel Daruxel, acum chiar îmi pot da seama. Acum hai să merg și eu ușor spre casă, să mă duc eu acum acasă, sper să fie Daruxel acasă, că chiar nu știu unde s-a fi dus, bă, dar chiar unde s-a fi dus, că l-a plecat, plecase de tot, la modul cel mai serios, nu știu unde s-a dus, dar lasă că o să-i zic eu acum să-i des ce o să fac mișto de el, am și rezultatele aici, are și rezultatele la test, și că mi-a pus și nota 10.000 și nu ne-a pus nimic, și că, am și nota 10, Daruxel n-are absolut nimic, eu sunt fericit, la Daruxel o să vină părinții mâine dacă el nu mai vine la școală, dar da, o să vină părinții, o să-i scadă și nota la purtare, să-i des ce râde acum de Daruxel când ajung acasă, dar hai să mergem repede să vedem dacă a ajuns asta acasă sau unde o fi, că la modul cel mai serios, nu știu ce timpul unde caută, dar mă stai puțin, ăsta chiar n-a venit acasă, bă, unde e ăsta, mi-o turbez, bă, stai puțin, ce s-a întâmplat cu Daruxel, la modul cel mai serios, e ceva suspect la mijloc. Bă, dar chiar sunt curios, ia să intru mai acum în casă, să intru peste ăsta în cameră, ia mă, chiar nu fie asta, bă, nu mai joc cu tine, bă, nu mai divina ta pe zularam, bă, ești chiar simțit, bă, Daruxel, bă, ce fac, bă, Daruxel, ce faci, iar te joc, bă, calculator, bă, Daruxel, bă, stai puțin, tu unde ai fost azi dimineața, de cine ai mai venit la școală, unde te-ai dus? A, pe fii atent, Rafale, am fost la Dan, că fii atent, face Dan, da, a făcut Dan în concurs. Cine, mă, la ce, care Dan, mă, ce Dan, visezi? La Diner. A, la Diner, la restaurant, ce-ai făcut la, bă, tu te-ai dus să mănânci iar burger, mă, ce-ai făcut acolo, ce concurs? Bă, Rafale, am mâncat 10 burger, bă, și tot am luat, măcar am mâncat burger. Cum adică, bă, stai puțin, ce, bă, tu te duci la Diner să mănânci burger, bă, Daruxel, când tu ai școală, ce 10 burger ai mâncat, de unde, și tot ai pierdut, cum să pierdute, bă, Daruxel, mă, ce concurs e ăsta, mă, ce câștigai la concursul ăsta? Păi, bă, puteai să câștigi 100 de euro, bă, dar mă, Daruxel, bravo, bă, da, fii atent. Ia stai. Ce? Bă, dar cum adică, bă, să pierd că mâine 10 burger, tu nici măcar nu poți să mănânci, că vă. Păi normal, dar dacă eu nu mănânc ca tine, cum nu mănânc unul, că de dimineața am mâncat unul, Daruxel, și știi ce ai făcut tu de dimineață, bă, Daruxel, azi de dimineață am mâncat și eu un burger de la mine din frigider și știi ce ai făcut tu, Daruxel, tu ai plecat fără să-mi spui, am crezut, bă, te-ai dus la școală fără mine, ce tu nu te-ai dus la școală, nu te-am găsit la școală, dar, Daruxel, fii atent, stai puțin, deci tu n-ai venit la școală ca să mănânci burger, că e concursul ăla? Păi normal, bă, mie îmi plac burgeri, mie nu-mi place școala. Da, Daruxel, de ce să vii tu la școală? Normal, tu te duci să mănânci burger, mănânci 10 burger, bă, Daruxel, dar fii atent, pentru că tu astăzi n-ai venit la școală, Daruxel, bă, lasă-mă, mă, burgeri, ți-au mai rămas, te-am mai dat și burgeri în plus sau ce mai faci, de unde ai și burgeri ăștia? Bă, i-am deficit termenii, nici nu te duci. A, bine, drag, gata, că tu ai burgeri aici, nici nu mănânci, poți să te duci tu la concurs, să mănânci pe gratis și ăștia să stric în frigider, deci fii atent, Daruxel, astăzi că n-ai venit tu la școală, Daruxel, ghiște, ia uite ce am aici, ia citește, Daruxel, ce scrie pe foaia asta, ia citește. Nu, bă, păi,
zi, bă, nu, bă, ce făcut, bă, adică ce-am făcut? Darusele, am luat nota, ce, am luat not, eu am luat nota 10, tu ai luat nota 6, știi de ce, Darusele? Pentru că tu ai copiat, Darusele, mi-a zis doamna că tu ai copiat și toate astea și vezi că e supărată foarte rău pe tine, Darusele. Și ghiși ce mie, chiar mi-a trecut nota aia, mi-a trecut-o în catalog, am 10 în catalog și doamna a zis că tu dacă mâine nu vii la școală, Darusele, o să primești absență, o să te spună și la părinți și o să scadă și nota la purtare, Darusele. A, băi, bă, gata, mă, eu m-am strat de doamna asta, mă duc! Bă, stai, Darusele, stai! Mă, Darusele, stai, mă, cu potul, ce te faci aia, bă, Darusele, de ce te duci cu sabia? Ce, unde te duci tu cu sabia aia? Păi, bă, normal, uite, îmi dă nota 6 și na, eu am vrut să mi-l lași cală, dar na, dacă vine în cale burger din na, bă, da, dacă vin burger în cale, da, normal, bă, Darusele, ție nu ți-a pus nota 6, că e test inițial, a zis, dar a zis că mie îmi pune nota 10, pentru că eu am știut, Darusele, dar a zis să nu te mai ajut altă dată, pentru că te-am ajutat, știu că te-am ajutat, că ai schimbat tu alea, bă, stai, da, bă, așa a zis, Darusele, da, eu te mai ajut, da, să nu ne vadă, Darusele, că dacă ne vede, da, așa. Bă, Darusele, dar stai puțin, lăsăm școala la o parte, dar eu am întrebare, tu n-ai venit la școală, bă, dar unde e, că stai puțin, eu credeam că nu ești acasă acum, unde ți-ai motocicleta, că nu e acolo în față, unde e motocicleta, unde ai lăsat-o? A, pe fii atent, așa, vină după mine să vezi. Ce ai băgat-o în spate? Ce ai făcut cu ea aici în spate? De ce ai băgat-o în spate? A, pe bă, Rafale, făceam drifturi și fii atent, bă, aproape era să bagă în apă. A, ăla, du-te, bă, Darusele, o mai bași în apă, bă, după ce că-ți cumpără motocicletă, tu mai bași în apă, Darusele, du-te, mă, de aici, bă, Darusele, deci fii atent, Darusele, mâine, bă, Darusele, mâine vii la școală? Nu, pa. Bă, vino, bă, stai puțin. Bă, Darusele, tu cred că nu ai înțeles, trebuie să vii mâine la școală, că dacă nu vorbește cu părinții tăi, cu maică ta, cu tăicul tău, vrei să vină la școală și să scadă și nota la purtare, Darusele, tu vrei să se întâmple așa? Da, e cu cine vorbește, mă, că dacă mă duc eu să vorbesc. Mă, stai, bă, ce faci, mă, cu sabia asta la mine? De ce mă ameninți pe mine? Ce e vina mea, Darusele? Mă ameninți cumva pe mine sau pe cine ameninți tu aici? Nu, frate, nu vreau să te duci acum la doamna profesoară și să zici că tu ai copiat. A, da, bă, dar, bă, stai puțin, da. Că bă, ea ne-a văzut, Darusele, ce nu înțeleg că a văzut ieri, da, a schimbat, că nu i-am zis eu să schimbe, ea a văzut deja, Darusele. A, ok, pe umăr pe ea, pa. Bă, Darusele, stai puțin, Darusele, trebuie să mergem neapărat la școală, deci vii mâine la școală? Da, bă, o să vin, dar fiantă, cu condiție vin la școală. Cu ce condiție? Dacă mi-e bărgă, ei! Bine, da, Darusele, ți-au bărgă, bă, dar stai puțin, lasă bărgării ăștia deoparte, Darusele, pentru că, fii atent, vino aici, că vreau să stai pe bancă aici, că vreau să vorbim ceva, Darusele. Bă, Darusele, deci fii atent, la modul cel mai serios, Darusele, mie chiar mi-a plăcut că n-ai venit la școală, pentru că, ghiși ce, am scăpat și eu, tu nu vezi că mi-a dat drumul, Darusele, la ora asta, e ora de vreme, Darusele, mie mi-a dat drumul acum, pentru că tu n-ai mai venit, ce? Da, câte ora e? Ia să se mucheară. Păi e nouă, Darusele, ceasul, când să fie ceasul acum, că e peste o oră, Darusele, ce? Ce? Păi tu asta numai 2 ore, nu vă zic ore. Ba da, o oră, ce 2 ore, Darusele, că o oră am stat, o oră, bă, jumătate de oră pe drum, o oră așa, Darusele, la școală și, bă, da, fii atent, Darusele, bă, stai, bă, da, mai puțin, Darusele, deci fii atent, eu am stat așa, Darusele, dar știi ce vreau eu să mai faci? Chiar vreau să mai lipsiști așa, dar mâine n-ai voie să lipsiști, Darusele, pentru că dacă nu vorbește cu maică, da, o să fie mai nasol, o să scadă și nota la purtare și toate astea, dar, Darusele, eu zic să mai faci așa, pentru că mie îmi dă nota 10 când tu nu vii și mă lasă și de vreme acasă, bă, cum adică, mulțumește, Darusele. Ce mai vrei? Ce mai vrei acum? Lasă-mă în pace, nu da cu ăsta. Nu, mă lasă. Ia mai bine, nu vii tu și vine aia, eu să-mi pun numai mie, zice. Ah, da, chiar așa mă gândeam. Du-te mă de aici, cum să se întâmple asta? Du-te mă de aici, că ești de ființă, dar okay, bă, stai. Cine nu dă like și comentariu, vin la el acasă și-l fac burger și-i mănânc. Bă, dar zice, ce mă aici, cum adică faci burger? Du-te mă de aici, că du-te mă de aici, dar înțeleg că ești foarte sap, dar înțeleg. Ce mai vrei? Ce cauți cu asta după mine? Lasă-mă în pace, dar dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.